te-aș mai lăsa nici pentru lumea asta. Cei ce au gustat că de bun este Domnul, cu siguranță nu mai dorește să-l lasă să plece de lângă ele sau de lângă ei. Amin? Am încheiat prima sesiune, prima lecțiune și am rămas pe ideea că niciodată nu suntem prea neputincioase, prea păcătoase, prea necurățite, ca să nu putem să venim să ne atingem de Domnul. Pentru că sângele Domnului are acest rol de a ne spăla, de a ne elibera, de a ne ridica, de a ne restaura și de a ne primite în harul fără ira. Mă bucur atât de mult, mă bucur pentru că știu că inima a fost atinsă și așa cum spune Biblia, am venit astăzi aici, dar ne vom întoarce la drum. Ne vom întoarce schimbate, eliberate și vom vedea că în noi Dumnezeu a fost ceva special. A fost potenția, a fost dragostea lor și a fost ceva deosebit. Trebuie de regăsit în cuvântul deschis. M-am gândit ce vrea să spună Domnul aici, m-am trezit dintr-o dată că scriu acest templu și nu știam de ce. Și am întrebat, Doamne, ce vrei să-mi spui cu acest templu? Perlele regăsite în cofărul deschis. Și Domnul m-a atenționat. Știi că mi-am știut tu cum se fac perlele? Știi careva dintre dumneavoastră cu siguranță că știi. Perlele se fac în urma unei suferiți foarte mare, unei scolici. Acolo, cu scolică, intră un filicel de nisip care provoacă dureri foarte cumplite. Foarte mare. Așa cum uneori, satana vine și ne provoacă nouă dureri foarte mari și Domnul îngăduie această durere. Nu pentru că îi place Domnului că ne vede pe noi plângând, pentru că El este o mamă iubitoare. Și atunci când tu plângi, El își pune capul de pernă și îi spun cuiva de aici, care simt lucrul acesta, că plânge în taină și spune că nu-i vede nimeni. Îți spune Iisus Hristos că îți numără fiecare lacrima ta și o transformă în perle pentru diadema care îți va fi pusă într-o zi pe cap. Și vă zice, vino, binecuvântata mea, și uită câtă perle ai adunat, uită câtă perle ai adunat, uită ce bogată ești, că în Hristos este măreție, este putere, este slavă și El pune perle în inima voastră. Dar vreau să vă spun că Domnul m-a atenționat. Dacă niciodată nu deschizi o scoică, oare vezi perlele din omul cu ei? Este. Dacă niciodată nu ne uităm în interiorul nostru și în durerile cele mai cumplite, să facem liniște și să-L întrebăm pe Domnul, Doamne, ce rol are această suferință pentru mine? Pentru că știu că Ție nu-ți place când mă vezi că plâng. Ție nu-ți place când vezi că sufăr. Pentru că Tu plângi împreună cu mine. Tu plângi împreună cu mine. Și Domnul să spună că are rog. Știți ce rog? Să vă ridice la o treaptă. Să vă facă oameni maturi în credință. Pentru că oamenii maturi în credință, ce devin? Ce devin? Mireasa lui Hristos, aleluia! Noi vrem să fim mireasa lui Hristos. Domnul Iisus iubește pe toți oamenii, dar numai una va fi mireasa lui Hristos. Pe cei care îi face maturi în credință, îi trece prin suferință, dar victorile sunt pe măsură. Cu cât suferința este mai grea, cu atâta și victoria este mai mare. Mai mare. M-a impresionat totdeauna acel verset din Marcu 14:3.
14, Marcu, cu 3. Pe când ședea Iisus la masă în Betania, în casa lui Simon Leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nar curat, foarte scump. După ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus, unora dintre ei le-a fost necaz și ziceau, ce rost are această risipă? Mirul acesta s-a fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor și le era foarte de necaz pe femeia aceea. Amin. Vreau să spun, atâta vreau să spun, frumusețea slujirii dusă până la capăt. Nu-i așa că de multe ori ne implicăm în niște slujiri, chiar în familie sau în biserică, și cineva are tot timpul ceva de spus asupra noastră. Acolo n-a făcut bine, dincolo a greșit. Cei care cântă în față nu cântă bine, că se uia la tot, mai sus, mai jos. Dar frumusețea slujirii atât de frumoasă atunci când o duceți până la capăt, indiferent de unde se îngreau sărgețile, de unde vin vorbele, este o frumusețe în slujire, este o frumusețe în cântare, este o frumusețe în rugăciune. Am fost atât de pătrunsă pentru că Domnul spunea într-o zi, chiar îl întrebam pe Andrei, știam că în Apocalipsa, dar nu știam exact unde scrie, că cei doi, slujirea noastră nu se termină, aici vreau să zic, nu se termină aici pe pământ. Rugăciunea nu se termină aici pe pământ, ea se termină sus în cer. Și am fost atât de impresionată, cum se termină sus în cer? Pentru că cei 24 de bătrâni care stau în jurul tronului nu fac altceva decât adună rugăciunile Sfinților și jertfa lor. Le adună, le adună. Și patru îngeri sfințesc aceste jertfe și aceste rugăciuni. Și după aceea, ce face? Le înfățișează înaintea tronului divin al lui Dumnezeu. Legea ca potirul, unul dintre potire să fie chiar potirul tău, să fie plin, cu rugăciune sfințită și cu rugăciune dusă înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă cu câtă greutate a intrat femeia aceasta, pentru că vorbim de femei, că atunci când luăm o inițiativă, nu-i doar de ajuns să luăm o inițiativă, trebuie ca acea inițiativă să o ducem până la capăt. Cum și femeia aceea cu stucere de sânge știa că ultima ei șansă era să se atingă de boala hainei lui Iisus, că nicăieri nu va găsi vindecare decât în prezența Domnului. Și femeia această păcătoasă, unii spun că ar fi vorba despre Maria Magdalena. Noi nu știm. Știți că era în casa unui fariseu cu un renume mare și singura ei dorință era să se apropie de Iisus. Doamne, singura noastră dorință astăzi este să ne apropiem de tine. Era femeia foarte păcătoasă. În mod normal, cred că dacă nu era acolo Domnul Iisus, nimeni nu putea să intre ea acolo, singura femeie de atâția bărbați. Era o lege care nu permitea lucrul acesta. Și mai ales o femeie păcătoasă să se atingă de un rabin, cum era Domnul Iisus de un învățător, asta era peste puterile lor de a înțelege acest lucru. Dar singura ei dorință era să se ducă și să se atingă de Domnul. Așa cum și femeia, cu scurgerea de sânge, avea un scop precis. Așa cum și noi trebuie să avem un scop precis în viața noastră. Să nu ne ducem de aici acolo. Trebuie ca noi să avem ochii țintiți înspre Domnul. Și ținta noastră să fie Iisus Hristos. Nu-i pus la femeie că peste capul ei trec fel și fel de gânduri, sărgețile praznice, judecăți. O, dacă aș fi învățătorul, cât de păcătoasă este această femeie. Dar tu nu ești păcătos pentru că o judeci. Tu ești perfect, pentru că ai pus-o după dreptarul tău. Lasă să fie pusă după dreptarul Domnului. Și tu alege să iubești pe cei care sunt păcătoși. Pentru că Domnul și-a dat și pentru ei în viața. Amin? Amin. Indiferent de ceea ce
spuneau cei de față prezenți, ei aveau un singur scop, să ungă trupul Domnului Iisus, să toarne picatul Domnului Iisus, să spargă un vas de alabastru și mirul de nard, frumos mirositor, să curgă picatul Domnului Iisus, apoi pe tot trupul și apoi să-și aleagă un loc umil la picioarele Domnului, să nu spună absolut nimic, Doamne, sunt atât de păcătoasă, doar să se mulțumească cu faptul că îl lasă să-i sărute picioarele, să-i le spele cu lacrimi, să-i le șteargă cu părul capului. Ce poziție umilă! Dar ce bine era privită de Domnul! Și Simon leprosul gândea lucruri care nu era după voia Domnului, este o păcătoasă. Vai, dacă aș fi Domnul, cine s-a atins de el? Nu știa Domnul? Nu știa Domnul? Și Domnul face o remarcă extraordinară. Simone, am intrat în casa ta, nu mi-ai dat nicio sărutare. Cum e aceasta de când ai intrat în casă? Nu contenește să-mi sărute picioarele. Nu mi-ai dat apă să-mi spăl picioarele. Femeia aceasta de când a intrat în casă nu contenește să-mi spele picioarele cu lacrimile ei și să nu șteargă cu părul capului ei. Simone, tu nu mi-ai uns capul și a turnat cel mai de preț mir pe capul meu. Pentru că eu sunt Domn. Trebuie să înțelegi că eu sunt Domn. Și mie mi se merită toată închinarea, toată cinstea, toată gloria, toată onoarea. Și tu, Simone, ești vinovat de păcate, de omitere. Așa facem noi câteodată. Nu facem ca și cei din lume păcate, păcate. Facem păcate de omitere. Alegem să noi iubim, alegem să nu fim îngăduitori, alegem. Iar femeii spune, păcatele sunt iertate. Păcatele sunt iertate, femeie. Pentru că ai ales, în ciuda faptului că ești vorbită de rău, în ciuda faptului că trag cu săgeți în tine, ai ales să stai la picioarele mele. Ai ales astăzi ca să primești iertare, indiferent de săgețile care vin spre tine, indiferent de armele cu care vor cei răi să se lupte cu tine în numele Lui Iisus Hristos, vor fi distruse. Amin. Oare ce credeți dumneavoastră? Când i-a spus femeie, păcatele sunt iertate. Erau iertate pentru că femeia aceea a adunat vasul de vin pe Domnul Iisus, care costa o avere. Spune că costa prețul pe un an întreg. Pentru lucru care îl făcea pentru un an întreg. L-a pus la dispoziția Domnului Iisus. Simon credea că a făcut destul, pentru că a dus o ceată de flămâns și a săturat. Și l-a dus pe Domnul Iisus acolo și el a făcut destul. Domnul nu se uită la cât dai, Domnul se uită la cât îți îndrăgâne ție. Că tu poți să dai mult dacă îți rămâne mult, tu tot binecuvântat ești. Dar femeia i-a dat tot ce a avut. Acel era prețul pe un an de zile. Pare credeți că au iertat-o pentru că i-a turnat acel vas de alabastru cu plin de mir de nard, pirositor pe cap? Nu. S-a impresionat de Domnul. Această frumoasă lucrare, această ceea ce a făcut femeia, dus până la extrem, lucrarea aceasta l-a impresionat pe Domnul. Dar ceea ce a făcut să o ierte, a fost credința ei. Credința ei, atunci când i-a plătit de Domnul. Și de aceea, nu știu de ce, Domnul tot îmi spune, tinge-te de Domnul, apropie-te de mine, sunt atât de aproape un om ce am pentru tine și stai nepăsător și nu te uiți în dreapta și în stânga, pentru că mari binecuvântări am pregătite pentru tine. Doar știi ce trebuie să faci. 2-3 pași înainte să ajungi până la mine. Să ai putere să te ridici de sus, de jos și să te ridici sus și să mă atingi. E destul că atunci eu te iau de mână și nu te mai las.
Și acest gest frumos l-a impresionat pe Domnul și a făcut-o să o reabiliteze, să o restabilească și mai mult să-i spună: păcatele îți sunt iertate. Păcatele îți sunt iertate. Păcatele îți sunt iertate. Oriunde ai fi și orice ai făcut, în numele Lui Iisus Hristos, păcatele îți sunt iertate atunci când alegi. Că indiferent de situație, de conjunctură, de orice lucru, alegi să te atingi de Iisus, alegi să vii la poarta crucii Lui și să spui: Doamne, astăzi vreau eliberare, vreau să simt că sunt a Ta, vreau ca inima mea să fie o inimă schimbată, vreau să-mi dai o inimă nouă, o inimă unde să domnească slava Ta, o inimă în care să încapă toată dragostea Ta, pentru că nu te încapă Universul, dar inima mea micuță și neprefăcută te încapă și Tu ești Dumnezeul meu. Și această femeie păcătoasă primește iertare. Nu este frumos? Perle, unde stă un copil al Domnului, începe Domnul lucrările Lui. Unde stă un copil al Domnului, se deschide cerul. Unde stă un copil iertat și eliberat, nu mai miroase urât. Miroase mirt de nard, frumos, mirositor. Sunt faptele sfinților făcute în tăcere. Sunt lacrimi care curg. Sunt hainele sfinte, neprihănite, care Domnul ne le pregătește. Sunt faptele tale făcute în taină. Atunci când stai de vorbă cu Domnul în gonăița ta și spui: Doamne, asta sunt, dar sângele Tău mă poate elibera. Sângele Tău mă poate elibera de orice păcat. Aleg astăzi să strâng cât mai multe perle și aleg astăzi să strâng perle pentru coroană, pentru diadema care o vei pune într-o zi de cap și îți voi cânta pentru totdeauna slavă. Îți voi cânta pentru totdeauna slavă. Mamele trebuie să se ridice. Știți dumneavoastră tabloul acela de judecător 5 despre nevor? Așteptim vreodată despre nevor. Devora era judecătoare în Israel. Era o perioadă turbune când poporul Israel din nou a făcut păcate. Spune tot din nou și din nou. Tot aceleași păcate. Și vreau să afișăm judecător 5. Versetul 6. Pe vremea lui Shamgar, fiul lui Anat, pe vremea Iaielii, drumurile erau părăsite. Și călătorii apucau pe căi scrâmbe. Căpetenile erau fără putere în Israel, fără putere. Până când m-am sculat eu de Bora, până când m-am ridicat eu ca o mamă în Israel. Amin. Nu era nimeni, nu era niciun bărbat acolo să se ridice. Trebuia să se ridice de Bora. Știți ce înseamnă de Bora? De Bora înseamnă albină, vieste, vorbitoare, ducesă. Asta înseamnă că Debora era harnică, viescoasă, pentru că a blestemat pe poporul acela care n-a venit cu ea la luptă. Vorbitoare, pentru că știa să vorbească și ducesă, pentru că Domnul înălțase. La început de Debora a ales să fie o slujitoare în casa lui Dumnezeu. Ea făcea fitile pentru lămpile care erau duse în templu și erau aprinse. De la această stare umilă, Dumnezeu îi dă un rol extrem de important.
și o ridică la un rang înalt și îi dă un dar de profeție. După ce îi dă un dar de profeție, o ridică pe Deborah mai sus, adică asta mergea unui la un, și o face judecătoare în Israel. Avea Deborah acolo un loc, sub palmierul Deborah sau sub finicul Deborah, care pomul acela simboliza emblema dreptății. Și acolo poporul Israel venea și erau corectați de faptele lor, care erau din ce în ce mai lor. Fiii lui Israel nu mai știau pe unde să se ducă. Drumurile erau închise. Ei mergeau pe unde apucau și acum mergem și noi câteodată când nu vedem drumul și când nu are indicatoare că cine dă indicatoarele? Tu suni. Ne arată pe unde să mergem, pe unde să umblăm, ce trebuie să facem. El ne conștientizează de păcatul din viața noastră. El ne spune ce trebuie să facem. Dar noi trebuie să ascultăm șoapta Duhului Sfânt. Și spunem, până când m-am ridicat eu, Deborah, ca o mamă în Israel, asta spune Domnul ție astăzi. Ridică-te, mamă, oriunde fii. Fii o mamă spirituală. Poate ești o mamă super mamă în casa ta și ai grijă de copiii tăi cu mine, n-ar putea o face altfel. Și eu cred că este așa, pentru că în fiecare familie Domnul v-a pus așa cum sunteți. Familia aia n-ar putea funcționa fără voi. Sunteți atât de frumoase în familia aceea. Dumnezeu a făcut ca familia aceea să fie complet așa cu voi. Cu voi cum sunteți voi acolo, să funcționeze cu micile voastre escapade sau cu bucuriile voastre, cu tot ce aveți voi, cu tot ce a pus Domnul voi, cu toate perlele frumoase care au pus Domnul. Familia n-ar fi frumoasă fără voi. Familia n-ar fi frumoasă fără soțul care i-a dat Domnul. Familia n-ar fi frumoasă fără copiii care i-a dat Domnul. Sunt ai noștri, sunt luați de lângă inima noastră și noi trebuie să-i ducem unde? Pe casa Domnului. Că nimic nu vom lua în lumea aceasta cu noi decât copiii pe care i-a dat Domnul. Trebuie să investiți în ei. Trebuie să vă ridicați. Domnul astăzi vrea să nască Deborah. Domnul vrea astăzi să nască Deborah. Această conferință are rolul ei de a ridica astăzi mame spirituale. Dacă ești o mamă puternică în casa ta, ajută altă mamă să se ridice și în numele lui Iisus Hristos să-și ducă fiii la mântuire, să-și ducă soțul la mântuire. Fii o mamă creatoare, fii o mamă arhitect care face ce viață în viață, pentru că Domnul le trimite pe Deborah în față. Pentru că știți dumneavoastră, coada oștirii, am vorbit cu Victoria, mie îmi place să-i spun Victoria, îmi place cuvântul Victoria, și am spus că pe coada oștirii totdeauna se arunca cei care în luptă, dușmanii, totdeauna se arunca. Domnul spune astăzi să vii în față. Domnul are ceva de lucrat cu tine. Domnul vrea astăzi să nască Deborah. Și Domnul primite Deborah în față. Deborah sunt puternice. Deborah lucrează. Deborah au ceva din Domnul. Știu să vorbească. Au măreția Domnului. Dar Domnul pune pe Deborah în spărtură. În spărtură nu-i ușor. Dar știți ceva? Nimeni nu vede ce vedeți voi în spărtură. Știți ce vedeți? Știți? Știți? Cine știe? Vedeți planul celui rău. Acolo, în spărtură, vedeți planurile lui. Dar mai presus de toate, vedeți măreția slavei lui Iisus Hristos. Acolo vine Domnul, acolo vine slava Domnului. Și vedeți mai presus decât toate ce vin peste voi, valul. Vedeți măreția slavei lui Dumnezeu. Vedeți și săgețile, dar vedeți și scutul. Vedeți și valurile, dar vedeți mâna lui Dumnezeu, vedeți slava Lui și vedeți că în spărtură există Iisus Hristos care pune slava Lui peste tine, peste copii. Nu-ți permite ca să stai jos. Fii o Deborah, fii o Deborah, fii o Deborah înțeleaptă,
ridică-te pe tine, fii spiritual, fii spiritual. Mamele spirituale știe cum nasc fii spiritual. Travaliul pentru fii spirituali e mult mai lung. Poate să durează o viață, poate să durează un an, poate să durează o lună, dar merită, 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 merită. Și fii o mamă spirituală pentru alții. Fii o mamă spirituală pentru fetele din față. Sunt atât de frumoase. M-am gândit, încerc cum o să cântați. Faceți lucrarea Domnului până la capăt. Chiar dacă uneori vin să despre voi și ziceți, n-am să mai cânt în față. Pentru că sora respectivă m-a lovit, eu vă spun că Dumnezeu se bucură. Chiar și când greșiți. El este lângă voi. Și tot ceea ce faceți voi, orice aduceți, vă faceți o jertfă pentru Împăratul. Odată, tot așa și eu mergeam, am ajutat cu Andrei mai multe familii și după ce am fost lovită și am zis, Doamne, oare eu merit să fiu lovită? Asta toată ziua am trudit și am fost lovită. Și a spus Domnul, da, nu merg să fii lovită, dar tu trebuie să faci lucrarea asta, că tu o faci pentru mine, oare sângele meu nu merită? Nu merită, eu mi-am dat sângele pentru tine. Eu mi-am dat sângele pentru tine. Oare prea greu? Oare prea greu să ne jertfim? Oare prea greu să-i spui soțului, te rog, iartă-mă, chiar dacă el e de vină? De ce? Pentru ca să mântuiești familia. Nimic nu câștigi dacă stai în iertare. Nimic nu câștigi. Aduci peste tine boli, aduci peste tine depresie, aduci peste tine lucrurile cele mai grave. E atât de ușor să spui te iubesc, să spui și să dai. Pentru că am spus că este lucru care poți să-l dai și niciodată nu să răcești. Te îmbogățești. Când spui te iubesc, te îmbogățești. Iubirea este o armă. Iubirea este o armă. Dragi surori, vreau să vă spun că Dumnezeu vrea să vă facă puternice. În spărtură vedem puterea lui Dumnezeu. În încercări grele vedem frumusețea Domnului. Ochii care varsă mult lacrimi sunt spălați și văd mai bine cerul. Ochii care plâng văd cu siguranță căile pe care trebuie să meargă. Eu mă rog ca Domnul să vă facă de bore. Mă rog ca Domnul să vă pună în slujirea Lui. Slujirea cu Domnul este o încântare. Nu te plictisești niciodată, pentru că Domnul mereu te surprinde. Te surprinde cu lucruri noi. Domnul îți arată valoarea lui Hristos. Domnul îți arată multe lucruri care nu le știi doar atunci când treci prin ele. Aș vrea ca la sfârșit și vreau să îi spun la Andrei să se pregătească. Am vrea să facem și mai slujire pentru noi, pentru că simt inimioarele voastre. Am multe surori care sunt copleșite de durere. Dacă simți că una dintre lucruri care au fost amintite aici, vrei ca să ia sfârșit, să le dăm un dar de adio din viațele noastre, să spunem adio durere, adio depresie, pentru că sunt surori între voi care au început de depresie, să nu zic chiar depresie, adio lucrurilor care înfură binecuvântările, chiar financiar. Adio necredinței. Adio tuturor lucrurilor care mă îndepărtează și pun un zid între mine și Dumnezeu. Și ceea ce-a promis Dumnezeu în viețile voastre, să aducă rol. Să aducă rol pentru voi, să aducă rol pentru Împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni niciodată să nu vă mai fure. Să nu vă mai fure bucuria. Să nu vă mai fure binecuvântările. Pentru că numai Dumnezeul nostru poate. Dacă simți că astăzi vrei să-ți fie întărită credința, dacă simți că astăzi fiecare os din tine vrei să fie uns cu îndelen, dacă simți că fiecare articulație vrei să fie întărită de Iisus Hristos și dacă vrei că astăzi să curgă pe capul tău mirul de nar frumos mirositos și să simți părtășia cu cerul, Domnul poate să-ți dea o atmosferă a cerului aici, în casa ta și oriunde vei fi. Oamenii vor spune cu adevărat
În anturajul acestei femei se produce ceva. E ceva ce eu nu pot să... E ceva ce trece peste imaginația mea. Pentru că acolo e Domnul. Vreau să spun, și după aceea venit Andrei, să vă fac o motivare și dacă doriți să ne rugăm pentru voi, avem aici slujitoare, sigur că avem și un demn și Andrei poate să facă, e autorizat să facă lucrul acesta. Ne putem doar să-l ajutăm în rugăciune și știm să o facem. Ne-a rugat pentru multe surori, în bol incurabile și am văzut mâna lui Dumnezeu. Am văzut la o soră care a rămas singură, surorile poate să confirme acest lucru, au mai rămas doar ea, mamă, tată, frate, mâine de aceeași boală. Și Domnul mi-a spus, du-te lângă ea și spune că-i voi da un ficat nou. Și cum să-i spun, Doamne, e chiar așa? Nu e chiar așa. Du-te și-i spune. El a văzut pe direct. Când am spus 10 minute viață, viață peste ea, Dumnezeu îți va da ficat nou. Și-a trecut câteva luni și-a primit. Ea cauză neagră nu pentru că era chiar pe lista de priorități. Dar era pe lista de priorități a lui Iisus Hristos. Și a primit un ficat nou, de la un băiat de 19 ani. Și acum trăiește. Pentru că Domnul a spus viață. Și unde-i Domnul, că nu poate decât viață să fie. Mi-am gândit că fiica mea cea mare, care v-a spus că e medic și a dorit atât de mult să mai aibă un copil. Aveam încă doi copii. Și al treilea copil. Dar avea niște probleme enorme de sănătate. Adică, ceea ce privește, avea al treia cezariană, două și una al treia. În spital, o contactat un virus de rubeol. Doamne Iisus. Toate indicațiile duceau că copilul o să fie foarte bolnav, că o să aibă sindromul Down, care știți dumneavoastră că de urcăi. Și noi, eu cu Andrei, ne-am rugat și am spus, tu vei naște un copil sănătos. Toate indiciile duceau că se va întâmpla o catastrofă. Din punct de vedere medical, nu era nici o îndoială. Lichidul acumulase lichid peste 2 litri în plus de ceea ce trebuia să fie la o sarcină normală. Pe lângă copilul care era de 4 kg și cezarienele care le-au avut, medicul ei era fostul ei, profesorul zis, Amalia, tu care ești medic, nu știu ce te-ai gândit tu. Ca să mai am un copil. Eu știu că Domnul îl va da curat, îl va da sănătos și eu vreau să am acest copil. Și așa s-a întâmplat. Am născut un copil sănătos. Pentru că ceea ce promite Domnul rămâne în picioare atâta timp cât nu ne îndoim. Dar vreau să vă mai spun de frumoasă asta slujire. De perlele care poate fi aduse în momente grele din viața noastră. Surorile știu că le-am povestit lucrul acesta. Când era ea într-un timp așa foarte greu din viața ei și era plină de ator, era toată umflată. Au venit 8 surori la ea. Fiecare au dus o ceva de mâncare. Ce-o știu de ele cel mai bine? O impresionat-o pe Amalia faptul că au dus mâncare, dar cel mai mult o impresionat-o că tu acum trebuie să te pui pe un scaun și noi vrem să te slujim. Două stat la cap, îi făcea masaj, se ruga pentru ele, două la mâini, două îi spălau picioarele și le ungeau. Și tot așa, tot prin rotație, 20 de minute, până s-au făcut 120 de minute. Și asta nu poate să uite niciodată. Slujirea nu uiți niciodată. Asta vrem noi să facem pentru voi. Să vă slujim la cap. Să vă slujim la trup, la mâini, la picioare, să ne le spălăm și să spunem că sunteți iubitele Domnului. Aveți valoare, sunteți perle, aveți perle înăuntru vostru. Uitați-vă bine să vedeți ceea ce a pus Dumnezeu în voi. Puneți-le în negoț, aduceți mulți, multe perle și faceți ca împărăția lui Dumnezeu să se lărgească cu voi și prin voi. Vă binecuvânt.